Bună ziua! De data asta vă propun un quiz. Quizul este la disciplina matematică pentru clasa 7-a. Mă numesc Pellegrini Lila și mă bucur să lucrăm azi iarăși împreună. Să ne apucăm de quiz. Prima întrebare este: determinați numărul x din proporția următoare. Aici sus aveți elementele recapitulative de care poate aveți nevoie, ce înseamnă o proporție și proprietatea fundamentală a unei proporții. Vă rog să calculați x, să determinați valoarea lui x și să vedem acum dacă ați lucrat corect. L-am exprimat pe x ca produsul dintre radical din 3 ori radical din 5 pe supraradical din 5. Adică asta înseamnă că x-ul este egal cu 3. Felicitări! Următoarea problemă. Se cere să calculăm produsul acestor 4 numere. Aici aveți un model pe radical din 8, putem să-l scriem sub forma 2 radical din 2, dacă scoatem factorii de sub radical. Puteți să lucrați așa, sau poate găsiți o altă metodă prin care puteți calcula rapid acest produs. Să vedem. Dacă folosim formula că radical din A ori radical din B este egal cu radical din A ori B, pe care o vedeți aici, atunci și grupăm primele două numere și ultimele două numere, observăm că au obținut radical din două pătrate perfecte. Adică rezultatul final este 32. Doar puțină teorie, linia mijlocie a trapezului, o să vă rog să completați literele potrivite. Aici sus vedeți imaginea unui trapez și linia mijlocie. Linia mijlocie a trapezului, dacă ne uităm pe acea imagine, formula matematică este AB plus CD pe 2. Dacă recunoaștem această formulă, atunci zicem că este media aritmetică a bazelor. Următoarea problemă. Avem 4 seturi de numere, după cum le vedeți aici. Care dintre aceste seturi este scris în ordine crescătoare? Pentru a putea răspunde prima dată, încercăm să scriem cu valoare aproximativă numerele. Observăm că la primul set nu sunt în ordine crescătoare. La al doilea set avem numerele 4, 3, și 5 și 1, care este ordine descrescătoare. La următorul set însă avem 2 radical din 2, care este egal cu radical din 8, 3, care putem să scriem ca radical din 9, radical din 10, care e aproximativ 3,1, și 39 pe 10, care e 3,9. Să verificăm totuși și ultimul set. La ultimul set, 42,3, 423, 4230, respectiv 4,23, deci nu sunt în ordine crescătoare. Răspunsul corect, după cum vedeți, era al treilea. Tot un element de teorie, ce proprietăți credeți că au diagonalele unui pătrat? Încercați să completați cele două cuvinte. Aici aveți și imagine. Da, diagonalele unui pătrat sunt congruente și sunt și perpendiculare. Bravo! După cum vedeți aici, am
imaginea unui triunghi, unde mi se spune că D este mijlocul laturii și mi se dă că segmentul QE este de două ori mai lung decât segmentul ED. Întrebarea e cum se numește punctul E. Punctul E este centrul de greutate în triunghiul nostru pentru că se află la o treime de latura AB și la două treimi față de vârful C. Să intrăm în lumea poligoanelor regulate. Întrebarea e, dacă avem un poligon regulat cu N laturi și măsura unui unghi 108 grade, câte laturi are poligonul? Aici jos vedeți și formula cu ajutorul căreia puteți să-l calculați pe N. Aveți rezolvarea acelei ecuații și observați că N ne dă 5, adică vorbim de un pentagon regulat. Tot în lumea poligoanelor regulate, trebuie să calculăm area unui hexagon regulat la care mi se dă latura că e 2,5 cm. Aici sus aveți formula pentru area hexagonului regulat. Vă rog să înlocuiți în această formulă și o să vedeți că răspunsul corect este 30 radical din 3. Aici sus apar și calculele. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper că ați obținut un punctaj bun la test. Să ne vedem la o altă resursă. La revedere!